Doamnelor și domnilor, Traian Băsescu în aceste momente la Direcția Națională Anticorupție. Vedem primele imagini surprinse acum câteva secunde. În calitate de martor, citați în mașină. Da? Telefonul. Dar nu știu în ce dosar. Credeți că este vorba despre nou dosar care îl vizează? Să credeți la biserică. Pentru că în acea perioadă era președinte. Aveți ceva informații cu privire la acest dosar? Întreb în primul rând de ce la DNA și în ce calitate se schimbă aici. Traian Băsescu, imagini surprise acum câteva secunde, momentul în care ajunge la Direcția Națională Anticorupție. Fostul președinte al României susține că...